Anul viitor va fi inaugurat un nou punct de lucru SMURD, de această dată la Sâmb Mihaiu al Mașului. Acesta va deservi zona de după Meseș, acolo unde, în caz de urgență, echipajele de la Salău ajung cu întârziere din cauza distanței mari. Anunțul a fost făcut de comandantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj. În prima parte a anului, sau sperăm, zic eu așa, avem șanse foarte mari să-l operaționalizăm. Este vorba de un punct de lucru la Sâmb Mihaiu al Mașului, tocmai pentru a avea un echipaj în această zonă. Nici noi, nici serviciul de ambulanță județean nu avem echipaj momentan, o ambulanță în zona respectivă. Dumneavoastră știți, acolo este o zonă vulnerabilă din mai multe puncte de vedere, cel puțin parte de circulație. Avem un drum european care traversează, să zic, partea aceasta și face legătura între Zalău și Cluj. Deci oportunitatea sau necesitatea acestui punct de lucru este vitală pentru județul nostru. Noi momentan suntem pregătiți, oameni avem pregătiți, avem mijloace, decât locația în care să ne desfășurăm activitatea. Deci este în mare parte și asta gata. Cum vă spuneam, este ridicată, se lucrează acum la garaj. Deci prima parte a anului cu siguranță îl vom operaționaliza și acest punct de lucru. În acest an a fost inaugurat la Sărmășag un punct SMURD, fiind singurul din județul Sălaj. De șeful asemenea, unității de primire a urgențelor în cadrul detașamentului Spitalului Județean, doctorul Mihai Iuhas, afirmă că momentan există